Salut, eu sunt Teodor Tiță și ăsta este un prim episod al podcastului În Centru. O să vorbesc despre ce se întâmplă cu noi fără să am pretenția că ajungem la niște concluzii universal valabile. Sper doar să înțelegem un pic mai bine lumea asta complicată în care am avut norocul sau, după caz, ghinionul să ne naștem. Nu, nu o să vorbesc singur, ci cu oameni care au lucruri de spus și pe care nu-i vedeți așa des la televizor. În episodul ăsta, în centru, o să fie Radu Umbreșu cel mai mare dușman al românului este românul. Sincer, adică e, e clar un, un fenomen ăsta fascinant. Românica, e, așa e la noi. A, asta, frumoasă țară, păcat că e locuită. Avem un întreg folclor de autodepreciere. Radu a studiat în România și Marea Britanie, e antropolog, predă la Școala Națională de Științe Politice și Administrative din București și, o să vedeți repede, e un om care nu se ferește să se exprime direct și foarte convingător. Să începem! Ți am zis înainte să începem înregistrarea asta că o să încercăm să facem așa, un soi de definiție a României în anul domnului 2020. Și o să te rog, Radu, să pornim definiția asta de la, de la o știre. Am citit zilele astea despre un grup de munțomani, cred că le zice, oameni care se suie pe munte, munțomani. care pe undeva până cea coborând ei așa după ce au văzut lumea de sus, descoperi că unul dintre din membrii grupului nu mai putea să meargă, omul avea o problemă. La picior. La picior. Obosise. Nu știu ce se întâmplase cu el. Ce au făcut oamenii ăștia? Au uh, sunat la 112, au anunțat că este o problemă. După care, noaptea, în frig, au continuat coborârea și au lăsat camaradul acolo. Acum ai și întreba ce spune asta despre român. Putem să tragem o concluzie generală sau e doar așa un accident bizar? Nu, nu. nu. Cum de aibă? să poți să caracterizezi un popor după câțiva munțomani din, din Ceahlău? Uh, na, poate că să, poate spune ceva despre chestia asta. E un pic sentimentul ăsta pe care l ai uneori în România, că e un principiu determinant la sfârșitul zilei. Fiecare, everybody on his own, fiecare pe cont propriu. Asta deci, e, asta e țara care, poate. care devenise celebră acum 15 ani printr-un film numit Moartea Domnului Lăzărescu, la fel. Un domn care era aruncat de colo-colo în brațele uh -huh. statului până la urmă să, să Ale fie noastre. salvat. Deci nu e doar un caz, adică cinismul ăsta e, e, inclusiv în artă. Dacă ai fi fost acolo, cum ai fi explicat comportamentul lor? Nu, întrebăm altceva. Dacă aș fi fost acolo, dacă îl lăsam și eu. Și îl lăsai? Sunt multe studii de astea care se fac cu anumite popoare despre decizii morale. Și li se dau exact să ipotetice. Vine un tramvai, sunt cinci oameni pe șină și un alt om în altă parte, tragi cazul ca să omor unul singur și să nu moară cinci. E ok, și asta funcționează în statele vestice. Okay, oamenii dau decizii morale. E, dacă mergi în Madagascar și dai testul ăsta, mă zic, ok, cine sunt aia cinci oameni? Da, ăla. Nu, nu contează, sunt niște oameni. Ce înseamnă asta sunt niște oameni? Cine sunt? Că oamenii sunt cineva, da, sunt, e rudă cu mine, mi e prieten, îl știu, e din tribul meu, e al, al cui aș fi întrebat și nu știu, al cui e ce relație am cu el. E așa un om cu care m-am întâlnit la cabană, um, sau mi e un prieten bun, sau e verișorul meu. Ok, mi-ar plăcea să zic așa, moral, universal, nu este un om și trebuie să fiu alături de el și o să ajut. Dacă vine noaptea, dacă vine mă mănâncă ursul, am și eu un copil acasă, și cum zice românul, decât să plângă mama, mai bine să plângă măsa. Dacă e așa să facem judecăți astea mari despre România, probabil că la noi moralitatea asta de tip universalist nu este foarte puternică. Când luăm decizii de bine și de rău, suntem foarte mult influențați de valori particulariste. Cine este omul despre care eu fac o decizie morală? Ce relație personală am eu cu el? E de al meu, e, uh, mi -e rudă, mi-e prieten, e tot român, uh, e din Madagascar. Ce treaba mea eu acolo din Madagascar? Ah, că e și el om, să fie la el acasă. Uh, Dar cum e? În ce direcție mergem? Nu suntem încă acolo sau ne depărtăm de deciziile astea universaliste, cum le zici tu? Okay, eu sunt uh, cumva optimist rezervat și uitându-mă, când înțeleg eu și văd din istoria României, clar ne îndreptăm pe drumul ăsta universalist, care e una dintre componentele modernității. Dar da. nu suntem în contraistorie, așa, cumva, că dacă ne uităm în jur, dacă ne uităm la știri, nu știu, deschidem acum un orice site de știri, vedem că se întoarce tribalismul. Vedem, nu, nu trebuie, nici nu trebuie să ne uităm hmm. de departe. Trebuie să ne uităm în Ungaria, care se apără de niște imigranți care nu vin decât rare ori. Trebuie să ne uităm, nu știu, în Rusia, care dezvoltă așa un soi de mentalitate, de loc închis, Trebuie să ne uităm în Polonia, care s-a de gay. Trebuie să ne uităm, nu știu, oriunde, oriunde în jurul nostru. Dar putem să ne uităm și în Marea Britanie sau în Statele Unite, bastioane ale liberalismului, și vedem și acolo forme de tribalism față de străini, față de imigranți, față de Uniunea Europeană, față de diferiți. Deci mergem înainte, mergem înapoi, suntem în contraistorie. Cum suntem? Asta ar presupune că istoria are un fel de traiectorie, viziunea asta hegeliană, că ne îndreptăm spre ceva. Eu nu cred că este asta. Uite, tribalismul e undeva adânc în noi, într-un fel sau altul. Eu cred și studiez și mă interesează foarte mult tendințele astea evoluate ale minții umane, care nu sunt de ieri, de alaltă, nu sunt, uh, sunt de mii și de zeci de mii de ani. Uh, și există această gândire coaliționară, în care. Explicăm. Uh, e Toți avem niște interese. Vrem anumite vrem să ne hrănim, vrem să ne reproducem, vrem să ne fie mai bine. Însă, în multe interacțiunile astea nu le putem face singuri. Avem nevoie de sprijinul celorlalți. Așa că ne organizăm și ne căutăm coaliții. Grupuri de oameni care sunt neapărat identici cu noi în toate privințele, dar care au îndeajuns de multe interese comune, cu care colaborăm. Oamenii noștri, care poate să fie o mică bandă de vânători și culegători, poate să fie un trib din Africa, poate să fie, ok, venim în modernitate, poate să fie un partid politic, poate să fie un club, poate să fie o galerie de fotbal, poate să fie un cerc de lectură science fiction, poate să fie o asociație de filatești sau de columbofili, toate sunt grupuri, ei unesc ceva, poate să fie grupuri de rudenie, da? Familia sau neamurile foarte importante în, în, în România și în istoria mai de lungă durată a României. Gândirea asta coalițională se activează foarte rapid pe anumite semnale. Cine e ca noi? Cine e altfel decât noi? Ce culori avem? Ce steag purtăm? Cum ne identificăm? Care, care sunt normele alea care ne unesc? Ce a fost extraordinar în ultimii, o să zicem 200 de ani în mod pregnant, de câteva sute de ani, este depășirea gândirea asta a coaliționare, că deși avem interese comune cu un anumit grup și poate avem interese cu un alt grup, există ceva care unește dincolo de chestia asta, care poate să fie că și un salt mare în națiunea. națiunea. Sunt toți o țară, o societate. România, Marea Britanie, Franța, de astea imaginate și simțim că le aparținem. Le aparține, un fel de familie mega extinsă, extinsă un, trib, exact. un trib foarte, foarte mare, cu milioane de oameni pe care nu-i cunoști niciodată, nu i-ai văzut, dar suntem francezi, unește ceva, teritoriul, sângele, istoria, cultura. E și după aceea s-a făcut și încă un pas în care, e chestia universalistă, suntem toți oameni, Zile. O chestie care o găsim până la urmă, și în creștinism sau în alte religii uh, monoteiste, care trec într-un fel de gândire asta tribală și creează de imaginea asta omului per se. Individul anonim, suntem toți uniți. Acum toate chestia asta au un fel de convergență între religie, filozofie și până la urmă, și politică. Declarația drepturilor omului. A apărut omul. Omul are niște drepturi. Care om? Orice om. Homo sapiens, întreaga specie. Ok, chestia asta nu existau acum câteva mii de ani. Nimeni nu gândea în teritoriul că. Se făcea de la foarte multe triburi, numele tribului înseamnă și om. Deci, aceeași cuvânt este folosit pentru cum ne numim noi. Noi suntem oameni și ce sunt dincolo? Dincolo sunt ceilalți. Ok, dar și voi și ei ce sunteți? Sunteți oameni, care e cuvântul? Nu există așa ceva. Nu era nevoie de conceptul ăsta, nu, nu, nu folosea la ceva. Da, ai vorbit de staguri. Sub ce stag suntem noi doi acum? care este steagul nostru? Trebuie să, să fac o paranteză aici, să spun că uh, momentul acestui dialog este și momentul în care l-am cunoscut pe Radu. Ne-am văzut acum 10 minute. Și după 10 minute după ce ne-am cunoscut, îl întreb pe Radu ce ne unește pe noi doi. Ne vedem prima oară, ne uităm unul la altul. Ne sigur ne dăm seama, conștient sau inconștient, că avem anumite afinități. Aparținem anumitor, anumitor grupuri sociale. Ne cunoaștem un pic, probabil, din spațiul public, de pe Facebook, am mai auzit unul de celălalt, am mai citit ce am mai scris unul celălalt. Și imediat știu, eu știu și cum cred că știi și tu, că avem niște lucruri în comun. Suntem, nu știu, liberali, de exemplu, avem o viziune liberală. Uh, uite, de Depun are dreptate Radu, suntem liberale amândoi Suntem uh, fumători, am voie să spunem chestia asta? Ai voie să spui uh, și spui. o să mă autodenunț, amândoi fumăm în timp ce vorbim Iată, da, avem un secret, ia și ne unește chestia asta, facem ceva greșit uh, Și multe, multe altele, probabil că uh, s-a dat să ne placă uh, o muzică uh, similară Rocker sau Depeșar? Depeșar uh, reformat eu rocker reformat. Am început ca rocker și după aceea am dar ne unește ceva. Și simțim chestiile astea. Nu știu, ne, ne, ne îmbrăcăm într-un anumit mod. Probabil Ateu. Da. Iată. Se simt chestiile astea. Deja, deja simțim că avem o coaliție. E dacă ar apare acum o a treia persoană, cu anumite mici semnale, ne-am dat seama că băi, noi doi, deci suntem foarte, foarte diferiți, toți ne unește ceva și el este din altă parte. Și automat, dinamica cum ar fi? Noi doi ne-am coalizat. Dacă am avea o ceartă sau ceva, eu ți-aș ține partea ție, tu mie, eu, ține mie. Și, momentan, spontan, am face o mică coaliție. Ei, chestia asta scalează -o la nivelul întregii societăți și o să vedem că lucrurile astea apar. Faptul că ești român nu simt că asta ne unește. Asta mă, asta mă pregăteam să... să spun, asta să spun că nu mă simt... Nu e despre mine până la urmă, e mai mult despre tine și despre restul. Dar îmi permit așa o mică mărturisire. Nu mă simt foarte român, adică simt că am foarte multe lucruri în comun cu, nu știu, cu ea de pe stradă din Belarus de zilele astea. Sau cu niște englezi pe care i-am cunoscut la un moment dat sau cu o fată din Venezuela. Exact. S-ar activa și chestia asta, de exemplu. Dacă, întâmplător, de exemplu, ai fi în Anglia, să zicem, și a trece pe stradă un cineva care vorbește română și ai vedea niște englezi, beți, care zic că uh, uh, get off, you fucking prick, uh, go to your country and everything. că ți ar activa chestia. Și zice, bă, stai un pic. Să știi că scenariul ăsta pe care l-a descris tu așa, l-a imaginat acum, l-am văzut. L-am văzut stând în Anglia. Uh, l-am văzut, victima era un polonez și cred că regret până în ziua de azi că... Că nu i-am răspuns, că n-am înjurat și eu. Polonezul a lăsat capul în pământ și s-a dus mai încolo și am văzut de treaba lui, dar exact ce povestește acum am văzut într-o vineri seara și englezii vineri seara beau bine, ei beau tot timpul, da. Bine să mai carnaval. Da, și -a simțit o afiliere față de el. Ceva este european, suntem. Asta e chestia cu identitățile astea. Rarurile sunt fixe și monolitice. Okay? Aveam multe identități care se pot activa contextual în diferite. Chestia că identitatea asta de român nu mi se pare că la noi se activează foarte. Adică s-a activat, uitați și istoric. Când se activează tenning, în perioada războiilor, de exemplu. Atunci e clar. Dar acolo apare, e peste tot uh, fenomenul un, ăsta, apare acel fenomen uh, rallying around the flag. Exact. Uh, Campionatele Mondiale de fotbal. Un fel de război simulat. Da? E în un... Și, la urmă, e un fel de război ce obțin la competițiile astea Cred că a a și existat și un război al fotbalului undeva în America Latină, Honduras, cu... Da, sau, sau... Nu mai știu cine. Okay. Salvador, ceva. Nu mai și faimosul meci Țărvena Zvezda din Amo Zagreb, care a fost unul dintre scânteile care a declanșat războiul din... din Iugoslavia. Sunt da. super multe asemănări între, între fotbal și naționalism, tipul ăsta de, de tribalism, noi, culori. Uh, uh, și evident, partea asta obținut masculină de bărbăție, de agresivitate, care pe care, pe ei, pe mama lor. Acum că ai adus vorba de război, te-aș întreba cum ne... Cum ne stabilim inamicii? Ni alegem? Ni alege soarta? Și cine sunt inamicii românilor? Ei, noi, nu, nu aveam noi chestia asta că nu știu, România n-a atacat niciodată pe nimeni. Noi am fost buni toți, dar... Da. Singurul nostru vecin, Marea bun, Neagră. Marea Neagră. Marea Marea neagră, neagră. Dar asta este o minciună. Asta evident, este o minciună, evident, o minciună evident, și Este o minciună care ascunde genocid. Mă gândesc doar la Odessa. Păi, am atacat toți vecinii. E vreun vecin pe care să nu l- fi atacat la un moment dat sau altul? Am atacat Bulgaria, am atacat Ucraina, URSS-ul, am atacat uh, Ungaria... Am ocupat-o chiar. Am ocupat-o un pic, da, și ne mândrim cu chestia dar, dar noi am fost buni, noi am uh, Nu n-am cu Iugoslavia, dar și când în perioada lui Tito erau și ei inimicii noștri. Au existat niște bombardamente așa, dintr-o parte, în alta, a, cred că în uh, al doilea război mondial, dar asta va trebui să verific. Da, hai cred să... Că, hai că să am, cred, asta e apropo de ales... Uh, um, Cumva țările puternice și aleg inamici și pentru că se trebuie să o ocupe aceea. Noi de-a lungul istoriei n-am prea fost desiori într-o poziție de putere și când am fost, evident, am fost și noi agresori. Însă fiind o țară mai mică, mai slabă, am fost mai repede, ne-au găsit agresorii pe noi. Dar asta nu că n-am fi vrut noi, ci că nu putem. O țară mai mică, mai slabă și mai recentă. Dar hai să ajungem în prezent. Acum, cine țin micii noștri? Cu cine se bat românii? Și vreau să ținem cont aici de o știre care apare la nesfârșit prin presă, sub diverse forme, și care vorbește despre propaganda rusească. Propaganda rusească care e întotdeauna. Greu de atribuit, nu îți dai seama cine anume face, cum face, dar e clar că propaganda rusească e, e prezentă. Acum se vorbește un pic și de propaganda chinezească. Dar întorcându-ne, cine sunt inamicii noștri azi? Dacă sunt inamici azi? Poate nu sunt. Poate suntem cea mai pașnică țară de pe pământ și nimeni nu vrea să ne facă nimic. Un inamic comun așa al tuturor românilor nu cred că există. Nu cred că, avem, nu cred că putem să cădem de acord măcar pe faptul că bă, există un inamic pe care îl avem. Probabil că Rusia, în imaginarul colectiv, pare așa un, un, un dușman mai bun. Avem și o istorie. Probabil că și Realitatea geopolitică ne plasează în tabere ușor opuse, noi fiind zona asta europeană și euroatlantică, însă, pentru o anumită parte a populației, s-ar putea ca Rusia să nu fie în neapărat iamicul. Sigur, există, există o, o, o anumită afinitate culturală pe care o avem cu Rusia, care nu avem cu Statele Unite. Religia sunt mai de-ainoștri, așa. Contactul moment, direct. Și contactul direct, evident. Și limba, până la urmă, da? avem, uh, avem un fond slav. A? Și uh, simțim așa dușa, sufletul la rusesc, că uh, e mai aproape decât de nu știu, sufletul german, de exemplu. Dacă ar fi să alegem, tot cu rusul am bea și ne-am căsătorit decât cu germanul. Care da, e frumos, dar e undeva departe, altă. Bine, la român, dacă, nu știu, antropologia asta populară pe care o vedem de zi cu zi, cel mai mare dușman al românului este românul sincer. că adică e, e, clar un, un, fenomen ăsta fascinant. Uh, Românica, e, așa e la noi. Asta, frumoasă țară, păcat că e locuită. Avem un întreg f -f 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 folclor de autodepreciere. Mi-aduc aminte că acum, uh. acum mulți ani am fost la o conferință la Institutul Francez, eu nefiind un mare cunoscător al francezei, înțeleg despre ce e vorba, dar nu pot să pretind că o vorbesc, care avea titlul ăsta, uh, despre istoria urii de sine la români. Da, super. Și care explicația pentru ura asta de sine? Pentru că e dincolo, nu e, nu e același lucru ce se întâmplă în România cu ce se întâmplă în Marea Britanie. Nu e vorba de autoironie, nu, e nu, mai nu. mult de atât. Nu e autoironie, nu. Nu, autoironia britanică pleacă pe un sentiment de, de siguranță și de familiaritate și de uh, ne știm cum suntem. Așa că putem să râdem un pic de spune și un joc permis. Eu m-aș uita, nu știu, sincer să fiu, eu m-aș uita la, la originea nu știu, societății românești. Și aici este asume, tendința mea, pentru că terenul meu a fost într-un sat și societatea românească are o, o puternică ancorare în, în sat. Ca să înțelegi societatea românească cum este acum, mai repede te duci într-un sat și te uiți ce se întâmplă acolo, chiar dacă avem orașe, București, Cluj, ETC, dar astea sunt istorii recente, asta este, asta este ce se întâmplă în prezent. Rădăcinile adânci sunt în zona aia ruralului. Uh, și în satul pe care eu l-am uh, studiat, era, de ce nu aveau dușmani cu celelalte sate? Nu era o competiție cu satul de cealaltă. Dușmanul era ăla din satul tău, care putea să fie oricine, putea să fie ăla care fură hoțul, vecinul ăla rău care îți mută gardul, rudele care te înșeală la... Uh, putea să fie primarul, uh, etică, că etic, uh, polițistul care ține cu unii și alții. Acolo era dușmanul. Uh, cred că am și spus chestia asta, nu știu, la un dat am încercat am, am o figură poetică. We have met the enemy and it is us. Nu știu ce am spus chestia asta. Dar sentimentul ăsta este că dușmanul nu e undeva afară, e aici, printre noi, e alături. Dar ce povestești tu aici? Uh, duce mai degrabă la... Nu știu, concluzia mea e că e multă neîncredere. De acolo vine ura asta da, de sine? Da, da, e foarte multă, e foarte multă neîncredere care vine dintr-o... Uh, okay, ok, toată cartea mea e despre neîncredere. Exact așa se -și numește. Uh, o chestie foarte importantă este imaginea asta a lumii ca un joc cu sumă nulă. Lucrurile bune sunt limitate. Atâta pământ este, atâta bogăție este, atâta resurse sunt. E, și acum noi suntem un număr de oameni. Și trebuie să ni le împărțim. E, automat, dacă ai un joc de asta cu sumă nulă... Dacă tu ai mai mult, noi restul o să avem mai puțin, inclusiv eu. Dacă tu ai mai mult, înseamnă că ai luat de la mine? Exact. Sau cumva eu o să am mai puțin. Poate Și la un moment dat, dacă ne-am împărțit lucrurile și ăsta este pământul, tu ca să ai mai mult pământ trebuie să iei cumva de la mine. Cineva trebuie să piardă ca cineva să câștige. Și chestia are o anumită realitate. Pământul așa este, pământul arabil. A, ai o de hectare și 100 de oameni. Ei... Ca unul să aibă ceva mai mult pământ, trebuie ca cineva să aibă mai puțin pământ. E, evident, jocul ăsta cu sumă nulă a fost depășit în, de, în capitalism, în, de către piețe, modernitate, diviziunea socială a muncii. Ok, tu îmi dai mie 5 hectare de pământ, eu am mai mult, dar tu iei niște bani și îți faci un atelier de împlărie. Nu mai jucăm în același joc. Și ce să vezi, e un, un joc cu sumă pozitivă. Eu lucrez pământul tu îmi faci ferestrele. Eu îți dau grâne sau bani, tu îmi dai produse, am când avem de câștigat. Și e grozav. Tu te specializezi pe chestii, eu mă specializez pe chestii. Însă lucrurile astea s-au întâmplat în vest și în alte țări, cu mult timp înainte să se întâmple la noi. Noi, încă în la sfârșitul al doilea do război mondial, eram o societate cum se zicea, eminamente agrară. agrară da. Așa este. Și în ciuda încercării socialiste de a, de a industrializa țara, ok, Lucrurile astea s-au schimbat în. Ok, au apărut fabrici, au apărut uzine, au apărut chestia asta, dar există o anumită latență culturală în care muncitorii a mutați în Hunedoara Erau tot țărani, un pic. Și e nevoie de câteva generații ca să apară schimbările astea. Ei erau și spun și și regretatul vintila Mihelescu a spus folosesc despre chestia asta, ei erau un fel de trei viață dublă. Erau în timpul săptămânii la fabrică, în weekend mergeau la țară și lucrau pământul. Cultural și ca orientarea asupra vieții ei nu erau urbani. Ei erau tot țărani mutați la oraș. Ești chestia, evident, se schimbă. Într-o generație, două, trei, dar noi nu avem generațiile astea încă. Aici... Uite, te întreb, la, câte generații de opincă ești tu? La a doua. La a Eu sunt la prima ai mei au fost în opici, în picioarele goale. Da, ca să continui cumva ce spuneam, ce spuneam mai devreme, a venit urbanizarea asta forțată, cumva ea s-a apropiat de o concluzie și după care a venit căderea comunismului și se produce fenomenul invers. Sunt foarte mulți care se întorc la țară. Sigur. Astăzi, în 2020, unde suntem? Care, -o, care e -o, etapa noastră? Și o reîntoarcere a unor uh, valori uh, culturale de astea mai țănești? Tu zici, tu zici, stai un pic, asta mi se pare foarte interesant. Tu zici că uh, se întorc valorile rurale, nu se exportă urbanul către țară? Uh, dacă vorbim de perioada de tranziție, cred că într-o primă fază. Okay, ce s-a întâmplat în, în tranziție? A fost un colaps. Social. Statul n-a mai existat. Societate civilă, Nix. Okay. Okay. Încredere. În cine ai încredere? Trebuie să-ți duci viața, trebuie să faci comerț, să rezolvi cu statul, să îți rezolvi diferende. Pe cine te bazezi? La... Te întorci la familie, la tribu, unde la familie. te întorci? Exact. La familie, la neamuri, la cunoștințe, la prieteni, la nași. Ion Iliescu nu era prost când a zis -s -s chestia cu capitaliz de cometrie. El avea foarte mult sens, e o vorbă foarte deșteaptă. Adică facem capitalism, dar cu cine? Stai că e cu, mătru meu. Avem o cumetrie, să știi ce e chestia. Avem o cumetrie, avem o înțelegere. De ce? Că eu știu pe el, el mă știe pe mine, a fost la mine la botez, am încredere în el. Nu doar că are și el o firmă și dacă m-a înșelat, mergem la tribunal. Și nu, nu, nu se rezolvă niciodată la tribunal. Noi, eu trebuie să am încredere în tine, nu în stat. Au oprit relația asta diadice care evident au existat și în perioada comunistă, că nu au, fost, apărut peste noapte. Stai am învățat un cuvânt nou. Relații ce fel? Diadice. Ce înseamnă? între noi doi. Avem o diadă. Stamp Avem doi. o diadă. Avem am o diadă, da. se Dar relația noastră nu e imediată, nu e guvernată de stat sau de alte chestii. E relația pe care eu, raduam o am cu Teodor. Și dacă se schimbă Teodor cu altcineva, nu mai e același lucru. Dacă mă schimb eu, relația asta este unică, e personală, e personalizată și eu știu cum negociez cu tine și cum sunt în raport cu tine, nu ca cetățean român, bucureștean sau astea, ci ce sunt eu față de tine. Prieten, neam, cunoștință, șogori, whatever. Ei și relațiile astea au apărut după prăbușirea comunismului, pentru că s-a prăbușit și statul ăla. Ok, cum era el, rău, tiranic, despotic, disfuncțional în multe moduri, dar de unde mai exista un fel de ordine socială... Exista o structură. Exista o structură, cât de cât predictibile, știi, noi, toată a fost fiecare pe cont propriu. Și fiecare pe cont propriu, vin nimeni nu se descurcă singură și așa au apărut, au apărut clicile, au apărut grupurile de interese, rețelele, foarte mult bazate pe familie. De ce, de ce găsim familii prin instituții publice, în mafie, la Emi Pentru că alea oferă încredere. Dar o găsim și în politică, și o găsim familii. În politică, în facultăți, în, în, foarte multe instituții. De ce vrei să te încojori de oameni în care ai încredere? Și nu poți să ai încredere într un în CV-ul lui. Ea vine și eu chiar are niște diplome și chestii. Dar cine e omul ăsta? Cum pot eu să am încredere în el? Păi am, pentru că am fost la el în casă, a fost la mine, ne știu, știu caracterul, Mă interesează el ca persoană, nu ca rol pe care îl joacă. Este Teodor, jurnalist, așa, um, I don't know, aia, jurnalist? Uh, codul de ontologic alea. nu, nu, dar eu am încredere în el că îl știu, că îl cunosc. Ori uh, or asta, cumva, a, a, uh, modernitatea în alte spații a adus aceste relații care sunt anonime. Nu-mi pasă cine ești, nu ți pasă cine sunt, nu ți pasă ce religie am, cine e nevasta mea. Te interesează că eu sunt antropolog, am anumite competențe și hai să discutăm. Dar interpretarea ta a modernității ar însemna că, în exemplul pe care l-ai dat acum vreo 10 minute în Statele Unite și în, și în Marea Britanie, înseamnă că se cam retrage modernitatea. Cam renunță, da. cam își dă demisia da. din sine. Tipul ăsta de relații an anonime, rațional-birocrace, cum îl numește Weber, e un cuțit cu două tăișuri. Pe de-o parte, funcționează foarte bine în teorie... E un mecanism foarte bine uns, cum sunt și, piese, cum sunt și piețele anonime. Cerere și oferta, nu contează cine, cine. totul se Mâna invizibilă a pieței mai mâna dă kicks a, câteodată. Exact, dar au, au, foarte mari probleme. Exact, uneori mâna invizibilă a pieței de piețe, dă, de, de rateuri, la Plus, relațiile astea sunt, la un moment dat, sunt puțin dezumanizante. Ai nevoie de chestia, ok, dar cine este omul ăsta? Ai nevoie de conexiunea a aia. Există Există un fel de, de o deziluzionare a lumii care apare cu organizarea asta rațională și noi totuși avem nevoie de narațiune, avem nevoie de emoții, povești. Până la, de povești, de emoții, de o senzație că suntem împreună sunt cu băieții, hai dinamo și sărim și eu, e un fel de efervescență de asta, care nu dispare, nu s-a șters doar pentru că statul s-a organizat uh, rațional. Evident, poate fi canalizată, uh, se poate face diferența asta, ok, în stat ne comportăm rațional, după aceea ai tu o altă zonă a emoțiilor, a religiei, a vieții private în care poți să faci ce vrei tu. Însă cât de mult poți să le ții separate la un moment dat? Dacă la un moment dat vine cineva ca Trump, da? care, pe de-o parte, joacă jocul ăla rațional, al legilor, cine are mai multe voturi, câștigă respect anumite instituții, dar, în același timp, el aduce toată zona asta privată, într-un fel, personală, a emoțiilor, în discurs. Make America Great Again, Să facem din nou tribul mare, să ne apărăm, sunt dușmani. Drain the swamp, să curățăm laștina de trădători, de elite. Și să funcționează, atinge anumite coarde dar, dar unde, unde a ieșuat liberalismul de Trump, e posibil azi? Unde a ieșuat liberalismul de posibil brexit -ul? Unde a ieșuat liberalismul în Estul Europei, de e posibil să vedem ce vedem în Ungaria, după ce democrația liberală, nu neapărat liberalismul, a, a scos Ungaria dintr-un sistem relativ opresiv la ei și groaznic de opresiv în România și a dus-o într-o zonă de confort? De ce nu le mai place confortul ăsta acum? Cred că liberalismul nu are o poveste. Nu are, o, nu are un mit. Nu are o, o, o poveste care o să spună despre. cumva și despre trecut și despre viitor. Într-un fel, pentru. Uh, cred că a fost foarte sigur de succesul său, pentru că funcționează, să este superb, creează societăți în care se trăiește bine, în care există creștere economică, în care există drepturi pentru oameni. Uh, dar, este, dar îi lipsește, ca să așa, un fel de sens metafizic, pe care ți-l oferă alte lucruri, națiunea ți-l oferă. Suntem aici pe vechi, pe vechi și o să fim aici întotdeauna în legătura. Românul, frate, cu codru. Religia ți-o oferă. Da? E un spațiu transcendent. Uh, tribul ți-l oferă. Uh, foarte multe lucruri e cu el? E prea septic? E prea e, nepersonal? Da, da. E prea, e prea non-emoțional într-un fel. Și asta este... El funcționează pentru că este non-emoțional, însă nu livrează emoțiilor acea energie de care le-au nevoie. Și într-un fel... Uh, um, și e într-un fel este păcat pentru că liberalismul poate fi spus ca o poveste. Poți să, poți să compari mitul liberalismului cu alte mituri și să vezi că, ei, hey, care este mai, care, ce fel de poveste. Însă este o poveste, nu știu, binele e plictisitor, ca să zic așa, nu e nicio tragedie. <laughs> uh, acceptăm, nu, să, în liberalism nu există dușmanul esențial. În liberalism toți suntem limitați, cu interese proprii, cum reușim să ne organizăm, să ne fie bine la toți, toți suntem păcătoși într-un anumit mod, tu fumezi, ăla bea, dar atât timp când ne deranjăm unul pe celălalt, ai prea mic burghez. Cred că Vasile nu avea chiar astăzi o postare, că în literatura rusă inamicul este mic burghezul. Ala plin de ipocrizie, de falsitate, comod, liniștit. Ori toți, de la Cehov, Tolstoi, Dostoevski, toți au îmbrățișat din criminalul, cel căzut. Anarhistul, anarhistul criminalul. Anarhistul, da, da, pierdutul, pentru că ăla va, va putea să renască societatea. Liberalismul nu are povestea asta de renaștere. De astăzi va veni mântuirea. A venit acest Iisus Hristos, a zis Friedrich Hayek, a venit John Stuart Mill și ne-a zis. Iubiți-vă așa cum sunteți, faceți piețe, uh, uh, tolerați-vă și va fi bine. Ok, care, e mesajul? Da, ok, e, pare, prea de bun, pare prea de bun simț așa. da, știam chestia asta, dar spune-mi spune, -mi, spune -mi o poveste. Îți aduce aminte protestele da. de acum 2-3 ani de zile cu Ordonanța 13? Care este cu uh -huh. cele de imediat, din 2017, cu imediat, legile, justiție, nu? Cu legile justiției, nu? Legile justiției, da. Uriașe protestele. Uh -huh. Au fost alea o, un mecanism de apărare, dincolo de, dincolo de faptul că au fost și o frustrare după rezultatul alegerilor. Uh -huh. Asta e interpretarea, interpretarea mea personală. Dar lăsând asta la o parte, virulența acelor proteste, pentru că e ceva ne mai văzut în România de la Revoluție încoace, uh -huh. au fost alea o reacție de apărare a liberalismului, cumva inconștientă, nu neapărat asumată. Pot fi interpretat așa? Ar fi frumos să fie așa. Iar, iar și pentru unii probabil că a fost ceva de genul ăsta. N-aș băga mâna în foc, a fost pentru majoritatea celor care au protestat. La tipul ăsta de proteste, când îți apare o, un eveniment, se creează o umbrelă sub care poți să găsești foarte multe feluri de interese și de oameni. Da? Pentru că e simplu. PSD dă o lege uh, care nu știu, răstoarnă justiția în interes propriu. E și acolo o să ai oameni care sunt anti-PSD, chiar dacă... Indiferent ce face PSD-ul. Exact, indiferent ce face PSD-ul. Sau oameni care sunt potriva PSD-ului, dar dacă ar ajunge la putere, ar face fix același lucru <gânt> pentru ei. Oameni care sunt acolo din uh, principiu. Oameni care vor să protesteze pentru că simt, că nu se mai poate, e rău, toată, toată clasa politică este, este coruptă, trebuie să ieșim. Oameni care vor să distrugă totul ca să dea. Uh, și găsește o umbrelă și este simplu. Ai un moment focal, ceea cum numește Schelling. Toată lumea știe că toată lumea știe că acum protestăm. Ești și chestia asta, toate grupulețele astea nu ar prea ieși de unele singure, pentru că te faci de râs, să 100-200 de oameni, decât dacă, nu știu, ai un sparanghel și o uh, Însă când știi că toată lumea se coordonează pe chestia asta, ieși și tu, pentru că știi că nu o să fii singur, o să mai fie sute de nu știu, mii, zeci de mii, sute de mii de oameni și un fel de profeție auto împlinită pentru că toată lumea crede că toată lumea crede ori să ajungă acolo și chiar se întâmplă cumva da, a fost, să, zicem că și mesajul ăsta pro-liberal, pro-stat de drept, separația puterilor din stat a fost unul dintre lucrurile care a reieșit din, din protestele alea. Însă, eu aș vedea mai repede reacția asta tot așa emoțională, de frustrare, de, mânie, de mânie, legată și de rezultatul alegerilor, cum ai spus tu, plus tradiționala, tradiționalul muie PSD. Da. Plus chestia aia absolut mi mie întotdeauna mi-a făcut să, să mi se ridice părul pe spinare Mi se pare chestia absolut oribilă PSD, ciuma roșie De ce? Eu, un soi de înjurător de stadion a, Așa, de ce te... Da, da e, Chestia atinge, atinge un, Da, e un jucător de stadion Exact așa este, Și atinge o coardă emoțională puternică Chestia de dezgust, de boală Ce e ciuma? Ai o boală contagioasă și urâtă și urâtă, oribilă este ea. E o moarte în chinuri. Ciuma, ce este? Deci de cei la PSD sunt ciumați. Ce faci cu ciumatul? Îl izolezi? Îl izolezi, îl scozi în cetate. Dacă vrea să se întoarcă, îl omor până la urmă, pentru că îmbolnăvește societatea. E un. E tipul ăsta de, de, de metaforă, o găsim foarte des în fascism, în care se vorbește despre elementele străine societății, cei care îmbolnăvesc societatea. Paraziții, șobolanii. Cei care suc sângele poporului și care duce încet încet spre dezumanizare. Deci, am început bucățica asta de dialog cu mine întrebându-te dacă ai o reacție de apărare a liberalismului și o încheiem tu spunându-mi că există și o tendință autoritaristă în, în genul ăla de, de a, sigur, manifestații. Bineînțeles. Bineînțeles. Pentru că, da. pentru că, nu știu, o viziune liberală ar considera PSD-ul ca fiind un partid la fel ca toate celelalte, cu anumite interese ale indivizilor din, din său, ale votanților săi, și care trebuie, și ale căror, până la urmă, nu știu, interese și modus operandi fac parte din lumea politică bune, rele, cum sunt toți sunt, sunt, sunt la masă, ca să part zic of the game sunt part of the game, exact, sunt cu noi sunt în the body politic, în corpul politic și evident, putem să discutăm poate lucrurile pe care ei le fac nu sunt bune sau păi, ok, voi vreți chestia asta, dar asta ne face rău nouă și noi avem puterea, voi nu o aveți așa că spuneți-vă, dar sunt într-un fel, legime, ori delegitimarea PSD-ului, mi se pare că este unul dintre cele mai groaznice lucruri care se întâmplă în lumea politică și este un lucru care păstrează PSD-ul așa cum este. Crezi că contribuie? Da, de dezvoltă PSD-ul un soi de mecanism defensiv sigur, în care nu se schimbă de frică de asediu, că dispare? E evident, mentalitatea de asediu. Ca să-și securizeze o anumită bază electorală și de politicieni, um, au această, cumva, întorc tot acest discurs anti-PSD anti în, ok, deci dacă ei sunt anti-PSD, noi suntem PSD, noi trebuie să fim în oglindă față ei. de ei. Cum? Dacă, noi, dacă noi recunoaștem, băi, avem foarte multă corupție în partid, și trebuie să ne reformăm și astea, înseamnă că le-am dat dreptate, am pierdut. Hai mai bine, atunci, ok, ziceți că suntem corupți, pe păi atunci, uite, eu vin ca lider și zic, bă, nu știi că este corupție, nu putem să o spunem afară, dar asta este treaba, băți, așa merge. Vreți la ceilalți? Ne vanihilează. Stați mai bine cu noi, lucrați în structurile astea și ne apărăm. Ne, ne, ne apărăm interesele. Pentru cine o. se uită la fotbal, ăsta e același mecanism psihologic de la Dinamo. Care era înjurat cu câinii roșii, și nu. au decis, da, bine, ok, suntem câinii roșii. Exact. La Rapid, am fost și ultra într-o viață anterioară, era un banner de gard, singur împotriva tuturor. Da. Ăla este PSD-ul, singur împotriva tuturor. Și funcționează, și evident, pe termen lung o să se erode chestia asta, dar nu o să ducă la o, la o viață politică funcțională prin chestia de excludere totală, ca și cum de Ardian ce sunt de neatins. Nu știu, ce zice prezidentul dacă tu ești că te-ai înscris în PSD? Probabil ar fi mai mult mai prudenți în prezența mea. Probabil că, nu știu, ar întreba dacă te simți bine, dacă ai avut vreo... Ce așa, și ar șoc? fi dezamăgiți. Ar fi al naibii da, dezamăgiți. Da, da, da. Ar, și ar pune întrebări inclusiv despre ei înșiși. S ar, cum am fost prieten cu... Cum presi... am fost prieten cu ăsta, da. psd pesedism, mă da. Un da, da. da, da. Uh, o să ne apropiem de final uh, Și acolo o să te întreb uh, O să te rog să scoți așa un plic uh, Globul de cristal, dar până acolo Am o curiozitate că ai menționat-o pe doamna aia cu sparanghelul Ai ieșit la o bere cu ea? A, da, sunt antropolog, este la bere cu absolut oricine Și ce da. îi întrebau? Uh, Băi, cred că în primul rând aș felicita-o uh, Că mi se pare good game uh, uh. Uh, Mi se pare că uh, a, a reușit ceva foarte bun Dacă interesele ei sunt cele pe care eu le are, de atragerea reputației, de fidelizarea unui public, de a-și reuși într-un mod absolut fascinant, de a-și -și legitima și, și, nu știu, prezenta cu o anumită onoare și mândrie trecutul legat de o activitate să zicem, sexuală, chiar dacă este online, dar să se transforme în mândrie chestia asta. Sincer, aș felicita -o. Oh, mi, mi se pare, că a jucat foarte, foarte bine cărțile pe care le-a avut în mână. Da, foarte bine. Uh, și aș încerca, nu știu dacă aș reuși, să aflu, ok, dar dincolo de tot jocul ăsta, ce simți tu cu adevărat? Care este, care este opinia ta? Ești un true believer? Crezi cu adevărat chestia asta? Asta este pur și simplu un rol pe care îl joci Perfect, foarte, foarte, foarte bine. Sau dacă ai, e, e, faci parte dintr-o... Dintr, -o, dintr -o. Părerea mea este că cel mai probabil joacă un rol cu foarte mult uh, talent și uh, da, o felicit. Așadar, dragilor, Radu a intuit o poveste acolo și chiar o poveste de sub poveste, așa? Aștept cu interes să văd dacă face interviu cu, cu, doamna aceea. Hai să revenim cumva la poza mare, dincolo de Sparanghel. Am înțeles unde suntem, am discutat un pic despre dușmani, hai să vedem unde ne ducem. De aici încolo o luăm spre Ungaria sau o luăm spre Germania? Sau spre Rusia sau încotro o luăm? Um, atât, știu, întrebarea da. merge în două direcții, uh -huh. atât din punct de vedere al uh, mentalului colectiv, cât și din punct de vedere al statului. Um, da. E o bună întrebare. Evident că nu pot să fac predicții de genul ăsta, dar. Am da, ajuns la chestia asta care am spus cu faptul că cel mai mare dușman al românului e tot românul. Um, și chestia asta ok, că este disfuncțională din foarte multe puncte de vedere. Nu avem încredere unii în alții, nu avem așa un spirit colectiv uh, care apare în anumite momente. Și la meciul de fotbal că e foarte. nu e costisitor să ieși, să te bucuri, hai băieții, dar când e vorba chiar să punem mâna să facem ceva, dacă mâine a zice ok, toți românii să iasă pe strada, din fața locuinței și să curețe toate ștoacele. Sau să nu își mai lase oamenii câinii, să sancționăm oamenii care își lasă câinii să defecheze pe spațiu public și Genul ăsta nu s-ar întâmpla. Genul ăsta. Însă, ce este mișto la tipul ăsta de ură român față de român este că, în mod paradoxal, cred că are o anumită afinitate cu liberalismul. Pentru că liberalismul de obicei apare nu în urma unui conflict cu un dușman din exterior. În, atunci când ai un dușman în exterior, apare tribalismul suntem noi împreună, nu contează. Ok, că l e corupt, că ăla e dictator, dar sunt cu ai noștri. Sunt cu steaua, sunt cu Dinamo, împotriva pe ei, pe mama lor. Însă, atunci când dușmanul este în interior, când noi între noi nu ne înțelegem, atunci trebuie să găsim un nou contract social. Băi, Ok, să ne dăm cap în cap mult timp uh, cu diferite facțiuni interne, și încet cu încet înseamnă că bă, chestia asta nu merge, pierdem toți. Da? Că e prea, pre, devine prea un uh, joc cu sumă nulă. Uh, și liberesul de obicei apare când ai tipul ăsta de conflict uh, de, de lungă durată în interiorul unei societăți care trebuie rezolvat prin a de conflictele astea. Uh, nu știu, mă gândesc că în Anglia, Magna Carta. Ai un conflict în interior între rege și nobili. Da? Și la un moment dat, ok, găsești, găsești un nou contract social. Uh, la fel, războaiele interreligioase din, uh, din Europa, uh, se bat protestanții cu catolicii, se omoară, se, se jupoaie. Ok, la un moment dat trebuie să trăim împreună, chiar dacă tu crezi într-o anumită versiune a Bibliei și o în alta. Hai să zicem că este, dar nu mai contează pentru identitatea de cetățean. Și ce să vezi, devine o chestie din, uh, din spațiul privat, Religia ta este a ta, a mea este a mea, însă putem să tipul ăsta de conflicte interne s-ar putea și în România la un moment dat să ducă la nevoia asta, la un moment dat, un grup îndeajuns de mare și cu de multă putere dintre români să zică, băi, ok, ne-am dat uh, capete în gură unii altora destul de mult timp, nu trebuie să ne placem, nu trebuie să gândim toți la fel, dar trebuie să găsim niște principii de astea simple uh, în care să ne tolerăm. Care, și care asta liberale funcționează. De toleranță religioasă. Faptul că valorile religioase nu pot să impună nu se pot impune prin constituție sau prin, prin guvernanță societăți. Drepturi pentru toată lumea în măsura în care nu încalcă drepturile altora. Începe să accept, și O să începem să acceptăm și iarăși minoritățile sexuale. La un moment dat. Faptul că în România nu există totuși un tribalism foarte puternic intern nici ăla etnic, nici la de clasă, nici la regional, se activează, dar nu sunt așa înrădăcinate. Toate încercările de, de, de tribalism major au eșuat în România. Au eșuat sau au fost cumva sistemul politic românesc care are acest merit, a reușit să le să le integreze, să le dea da. ceva de făcut. Deci Și exact. un exemplu foarte bun e Partidul România Mare care acum e ieșit, nu mai știm ce se întâmplă cu el. Dar pe vremea când era destul de mare, a fost integrat în sistem I s-a dat de lucru pe acolo, în Parlament i s-a dat ceva de făcut. Și a fost dezamorsat. Și s-a dezamorsat, exact. s-a muiat. Exact. Da, la noi asta este cumva. Nu avantaje dezorganizării sociale în România, până și mișcarea legionară, care a fost una dintre puținele mișcări politice autentice, grassroots din România. Ok, evident, și cu dar cu aderență reală la nivelul populației și cum s-a cum dezamorsat. Și a la rândul ei, tot prin corupție. Uh, ori fi fost legionar și cu tot discursul, cultul morții și dar tot românii erau, tot au început să-și angajeze rudele, tot au început să mai fure un pic de aici, de acolo, să-și mai pună un văr într -o, la un inspectorat uh, și s-a decredibilizat. Asta este cumva, într-un anumit mod, în ăsta, felul ăsta, de descurcă reală românesc, hai că găsim un fel, e mai apropiat de liberalism decât formele astea totalitare. De asta totalitarismul nu, nu o să prinde niciodată în România decât impus cu forța și nu o să aibă un sprijin la nivelul populației. Pentru că nu, nu avem narațiunile astea mari care să ne ghideze. Dar asta, sau poate nu știu, asta este, poate îmi place mie să cred, că este optimismul meu referitor la viitorul liberalismului în România. Că suntem cumva mic burg ghezi în nostru, dacă reușim să, să eliminăm puțin sau să, să reducem puțin latura aia țărnească de societate de zero-sum game avem potențialul pentru o societate liberală așadar liberalismul românesc e neserios și e bine că e așa foarte bine zis a fost Radu Umbreș și sper că a fost folositor Episodul ăsta al podcastului În Centru a fost realizat cu sprijinul Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon, iar eu sunt Teodor Tiță și vă promit că ne auzim din nou în episodul următor.